găsit tuturor la horoscopul zilei de 20 martie 2021. Astăzi este o zi cu adevărat magică. Această zi este specială atât din punct de vedere energetic cât și karmic. Astrele sunt gata să ne ajute atât timp cât suntem dispuși să lucrăm. Se crede că în această zi putem face un program pentru dezvoltarea evenimentelor din destinul nostru pentru un an înainte, până în primăvara anului viitor. Gândiți-vă și imaginați-vă cum doriți să vedeți următoarele 12 luni din viața voastră, pentru că astăzi natura divină ne oferă șansa de a deschide o nouă pagină în destin. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în Berbec. Planeta Neptun va căuta astăzi să-ți confiște curajul și simțul tău critic, împingându-te astfel spre abandonul către iluzii și himere. Ai grijă, ai putea fi păcălit de ticăloși care vor abuza de naivitatea și credulitatea ta. Nu semna nimic și nu te angaja nimic în această zi tulburată. Gândește-te mai mult la bani. Nu este vorba despre găsirea unor modalități de îmbogățire, ci despre noi oportunități de dezvoltare personală. Din păcate, această problemă este destul de strâns legată de finanțe. Sfatul zilei de astăzi: dacă nu încerci, cu siguranță nu vei avea succes. Taur și ascendent în Taur. Puterea ta de seducție va fi mărită de 10 ori. Această seducție o vei folosi nu numai în dragoste, ci și pentru a obține sprijin financiar. În ceea ce privește diferiții pași, ei vor avea toate șansele de a fi încoronați cu succes. Îți dai seama cât de important este să comunici clar cu cei dragi. Cu toate acestea, astăzi ezit să îți dezvălui prea mult din gândurile tale. Nu știi cât de mult poți avea încredere în alții, ceea ce te va face să te simți prudent. Sfatul zilei de astăzi: încearcă să vezi lucrurile așa cum sunt ele cu adevărat. Astfel vei evita dezamăgirea. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Te așteaptă o zi plăcută și interesantă, mult mai ușoară decât de obicei. Poți realiza cu adevărat multe astăzi. Pregătirea ta este clar vizibilă, așa că nimeni nu va încerca să stea în cale. Un aspect planetar va influența puternic câmpul sentimentelor. Iubirea nemărturisită îți poate aduce multă bucurie dacă continui să o păstrezi secretă, pentru că îți va oferi o gamă întreagă de emoții noi și delicioase. În orice caz, nu grăbi nimic, lasă lucrurile să se așeze și să se dezvolte încet, dar sigur. Sfatul zilei de astăzi: nu-ți face griji cu privire la judecata altora. Rac și ascendent în Rac. Ziua aduce multe dificultăți și griji, dar nu sunt atât de serioase pe cât s-ar părea. Multe probleme pur și simplu nu merită să-ți faci griji, deoarece se vor rezolva în curând singure. S-ar putea să fii afectat de distanța celor pe care îi iubești. O mulțime de oameni astăzi vor urma ceea ce faci. Chiar dacă nu vrei, cineva te va urmări în continuare. Trebuie să-l accepți dacă vrei să obții ceva acum, mai ales că va exista o oportunitate interesantă pe care ar fi păcat să o ratezi. Sfatul zilei de astăzi: lucrează la slăbiciunile tale, astfel încât acestea să se transforme în forță în timp. Leu și ascendent în Leu. Nu ai încredere în nimeni și te aștepți la necazuri tot timpul. Încearcă să fii într-o dispoziție mai pozitivă. Dacă vei reuși, ziua va deveni mai interesantă. S-ar putea să te regăsești în centrul unui conflict între doi prieteni apropiați. Deși nu ești de partea nimănui, este puțin probabil să eviți să îți exprimi opiniile asupra întregii situații. Cu toate acestea, înainte de a spune ceva, asigură-te că știi toate faptele. Sfatul zilei de astăzi: fii perseverent în atingerea obiectivelor tale, dar fii flexibil cu privire la modul în care le poți atinge. Fecioară și ascendent în Fecioară.
vei simți o adiere proaspătă de idei noi care va aduce speranță pentru o zi de mâine mai bună. Vei începe să te gândești mai serios la unele proiecte neobișnuite și să pui bazele implementării lor, deși vei fi fericit să saluți schimbările viitoare. Este posibil să suferi acum de a fi supraîncărcat cu responsabilități. Mercur în aspect armonic îți va proteja puternic viața amoroasă. Cei căsătoriți vor stabili o relație prietenoasă și caldă cu partenerul lor, iar cei singuri la rândul lor vor avea șanse mari să se întâlnească cu persoana cu care să construiască un cuplu solid și durabil. Sfatul zilei de astăzi: dacă dorești să începi ceva nou, fă-l treptat. Balanță și ascendent în balanță. Astăzi vei face ceva care în ochii altor persoane te va face un adevărat erou. Vei rezolva o problemă foarte gravă care până acum părea imposibilă. Drept urmare, doi oameni care găsesc brusc un limbaj comun vor fi împăcați și atmosfera generală se va îmbunătăți semnificativ. Vei avea șansa de a-ți îmbunătăți situația materială. Cu acest aspect al lui Neptun, banii îți vor veni cu ușurință și sub diferite forme: contribuții de capital, donații, moșteniri, recompense, plata daunelor. De asemenea, vei beneficia de situația financiară atractivă a soțului sau a partenerului, precum și de sumele care ți se datorează în mod legal. Sfatul zilei de astăzi: chiar nu ai nevoie de admirație de la alții, trebuie doar să-ți faci treaba. Scorpion și ascendent în Scorpion. La începutul zilei, cel mai bine este să nu te aștepți la ajutor și sprijin de la nimeni. Acest timp este potrivit pentru activități independente, ghidat de indiciile intuiției. Făcându-le, vei fi distras de la problemele care te-au îngrijorat în ultima vreme și vei câștiga calm și încredere. Pluto, bine aspectat, îți va reaminti de data aceasta că trebuie să îți menții dinamismul. El îți va recomanda să practici în mod regulat un sport precum tenis, golf, canotaj, basket, volei sau chiar arte marțiale, alternând relaxarea și una dintre aceste activități fizice. Vei reuși să găsești un echilibru excelent și vei putea exterioriza în cele din urmă tot formidabilul potențial energetic din tine. Sfatul zilei de astăzi: fără curaj real, este imposibil să te iubești sincer. Săgetător și ascendent în Săgetător. Zi potrivită pentru sport și muncă fizică. Această zi, plasată sub jurisdicția lui Jupiter, va fi pozitivă pe plan fizic, deoarece va crește vitalitatea. Faptul poate avea repercusiuni la nivel psihologic, implicând o creștere accentuată a moralului și o tendință spre optimism, tendință pe care nu o ai întotdeauna. Relațiile tale cu cei din jur, sigur, te vor condimenta. Trebuie spus că cei dragi vor fi surprinși de severitatea ta bruscă. Marte te va face brusc conducător, ca să nu spun titanic. Din fericire, această explozie va avea o durată foarte scurtă și te vei îmbunătăți aproape imediat, salvând astfel atmosfera familiei. Sfatul zilei de astăzi: nu câștigi nimic impunându-ți limite, chiar dacă o faci pentru un scop demn. Capricorn și ascendent în Capricorn. Succesul de astăzi necesită pași bine gândiți și acțiuni planificate. Nu conta pe faptul că totul va ieși de la sine. Pentru a reuși, va trebui să depui un efort. Pot exista conversații neplăcute, dezacorduri cu persoane cu care anterior te-ai înțeles bine. Cu luna arătând frumos, viața ta de familie va ocupa un loc central. Te vei simți fericit și împlinit în rândul celor dragi și vei crede că bucuriile familiei merită sacrificate. Sfatul zilei de astăzi: un spirit de colaborare crește șansele de succes în fiecare domeniu al vieții. Vărsător și ascendent în Vărsător. Toată lumea pare să știe ce să facă astăzi, cu excepția ta.
ai impresia că deciziile tale sunt greșite și că multe lucruri au un curs complet diferit decât te aștepți. Nu e de mirare că această zi îți va fi dificilă. Toată energia ta va fi concentrată de data aceasta asupra casei tale. Vei face sau vei lua în considerare serios transformări importante. Vei fi dornic să faci armonia să domnească în casa ta. În cele din urmă, îți vei ajuta în mod concret copiii să devină mai liberi și mai independenți. Sfatul zilei de astăzi: nu face mișcări bruște astăzi. Mai bine fii pregătit pentru un nou început care se apropie inevitabil. Pești și ascendenți în pești. Vei găsi inspirație astăzi în cel mai puțin așteptat loc. În plus, ideile tale pot contrazice logica, făcându-le să pară imposibil de implementat. Între timp, se va dovedi că realitatea îți va permite să pui în practică aceste idei. Este surprinzător, dar adevărat. Viața este uneori ca magia. Este un adevărat foc de artificii astral care te va aștepta, promițându-ți una dintre cele mai bune zile ale anului în ceea ce privește dragostea. Neptun, care influențează sectorul iubirii și al întâlnirilor, va lucra mână în mână cu Jupiter, steaua norocului. Neptun în sine, fiind o stea de protecție, acestea sunt cele două elemente cele mai benefice ale raiului, care se vor combina pentru a avea grijă de iubirile tale. Îți promit adevărata fericire a iubirii, fie că ești singur sau căsătorit. Sfatul zilei de astăzi: vei regreta dacă măcar nu încerci să îți realizezi visele.